Hai! Care-i pluralul ăsta între voi telecomandă? Nu știu! De ce? Nu știu! Cum așa? Nu știu de astea! Cum adică? O telecomandă, două? Două! Care-i pluralul la telecomandă? O telecomandă! Pluralul? Două telecom... Două telecomandă! Telecomande? Telecomandă! Telecomandă sau telecomenzi? Telecomenzi! Sigur? Sigur! Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Toate prietenii s-au apelat de la mine! Două! Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Vreau să fac o prietenă, dar nu găsesc! Toate prietenii s-au apelat de la mine! Nu știu! Nu știu! Nu știu! Nu știu de astea! Două! Foarte bun! A ajuns expresie virală folosită de prieteni în conversație, la bere, la cluburi. Nu știu. Da, Mihai Bendeacă a parodiat la Împuii Mei personajul cu pricina, băiatul care încerca să-și găsească o prietenă. Îl avem? Hai! Bine ați venit la agenția noastră matrimonială. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să fac o prietenă și nu găsesc! Toate fetele s-au pierdut de la mine! Ați venit exact unde trebuie. Aici vă găsiți partenera. Ați venit amândoi să vă căutați o parteneră? Doi. Văd că sunteți doi. Da. Bun, și cine își caută partenera? Amândoi sau el? Sau. Sau ce? Da. Bun, deci o să căutăm o parteneră pentru dumneata și una pentru dumneata. Toate fetele s-au pierdut de la mine! Vreau să-mi fac o prietenă și nu găsesc! Toate fetele s-au pierdut de la mine! Am înțeles asta. Căutăm acum. Cum doriți să fie fata? Nu știu! Păi cum să fie? Nu știu! Păi cum așa? Nu știu de asta! Asta cum ți se pare? Nu știu! Cum, dom'le, nu-ți place asta? Nu știu! Dom'le, ești pretențios! Ție cum ți se pare asta? E urâtă! Matilda! Matilda, adu-mi un pahar cu apă și o pastilă, că simt că leșin! N-am avut în viața mea clienți ca voi! Te pomenești că vă place Matilda? Da! Matilda e secretara mea! Nu e în baza de date! Nu vă e rușine! Numai puțin. Da? Bună ziua, sigur, am rezolvat cu Dostoevski. Mai rămâsese să vorbesc despre Lolita și ultimul roman al lui Nabucov. Vă las, spune că rezolv eu mâine și că-l salut. Rezolvă mâine, Dorel, și vă salută. Da, toate cele bune, domnul Pleșiu, numai bine, sănătate. Păi vă bateți joc de mine? Nu știu!